voiam să vă vorbesc despre evenimentul pe care îl desfășurăm la Roman pe 17 ianuarie la ora 9 la cantina de lângă liceul Vasile Sav. Va avea loc o selecție a muncitorilor care doresc să lucreze în domeniul agricol în Portugalia. Avem o ofertă prin acorduri bilaterale de 300 de locuri de muncă în domeniul agricol, în special la recolta de zmeură. Durata contractelor estimată este de aproximativ 3 luni, cu timp de lucru de 40 de ore pe săptămână.